Ursulețului e foame. E, prea se grăbește dumnealui. Nu e încă vremea mesei. Dar cât e ceasul, bunicule? Ia să vedem noi. Cât e ceasul? Așa. 12 fix. Tu nu greșești niciodată, bunicule. Nu eu. Soarele nu greșește niciodată. Bunicule, nu-i așa că venim și mâine aici? Nu, răducule. Mâine o să vin singur, cu vifor și cu laur. Tu trebuie să fii la București, ai uitat? Nu, bunicule, n-am uitat. Așa, răducule. Să ne spălăm ca lumea, a? Ce bine e, bunicule! Nu? Vezi, răducule. Urtaci. M-am dus să-i întâmpin, n-am mai avut răbdare. Răducu! Puiu, mami, ce faci, băiatul? Mami? Să rămână, tată! Să rămână, mamă! Bine ați venit, dragii mami! Bine ați venit, copii! V-am făcut și plăcintă! Cu cireșe! Să veniți și voi. Sigur că l-am spus, dar la orașul nu se poate. Răducu! Răducu, noi plecăm! O cheamă! Rămâneți sănătoși! Trebuie să plec. Trebuie! Nu plângeți! Nu plângeți! Mă întorc! Să iau băta, ai zis că e a mea. Poți, răducule, e a ta. A ta, dar e prea mare pentru tine acum. Lasă că o să-ți facă bunicu una, așa că pentru înălțimea ta. Promiți? Promit. Mergi sărătoși. Să rămână, bunicule, să rămână, bunico. Hai. La revedere, să rămână. Ai grijă de coșuleț. Să rămână. La revedere. Drum bun, copii. Drum bun. Mergeți cu bine. We'll be right back.
mașină n-ai avut, când mașină n-ai avut. Eu credeam că doar la munte soare-i strălucitor, dar îți te nespus de bine și pe frunta caselor, pe frunta-nalta caselor. Ce sus a urcat orașul și ghicesc de ce-i așa, ca să-ți fie aproape soare și se poată mângâia fiecare raza ta. Bună ziua! El e răducul. Sunt pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Bine ai venit! Copii, el e răducul, nou vostru coleg. Vrem cu bucurie prieten să ne fie! Ia uite, răducul, cât prieten o să ai! Gazda ta o să fie Măriuța. Măriuța! Răducul! Așa. Hai cu mine! Hai, condul! Unde pun coșulețul? Îți arăt eu! Asta va fi chiuveta ta, unde te speli. Ce faci? Ce să fac? Mă spăl ca lumea! Prosopul cu iepuraș e al tău, să nu uiți. Și dulăpiorul cu iepuraș. Și patul cu iepuraș. Eu am șervețel cu ghiocel. Răducu, nu uita de coșuleț. Gata? Hai. Așa. Pot să mă îmbrac și singur. Poți? Bine, mamă, să fii cu minte. Te pupă, mamă. Sâmbătă vine mamă să te ia. Da. Să fii cu minte. La revedere. Bine ai venit. Copiii, el este Răducu, nou vostru coleg. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Răducu, ia loc, te rog, pe scaunul liber de lângă Șerban. Măriuța, tu la locul tău. Șerban, ce sunt glumele astea? Vrei să fii pedepsit? Pune scaunul la loc, te rog. Așa. Copii, atenție! Spuneți-mi, dacă vă amintiți, ce sunt acestea? Acestea sunt figuri geometrice. Foarte bine. La aceste figuri geometrice, eu am socotit câte avem din fiecare și am scris sub ele rezultatul. Vă rog să-mi spuneți ce fel de figuri geometrice sunt. Și dacă n-am greșit, când le-am numărat? Georgica, vrei să-mi spui dacă am numărat bine? Nu e bine. Ați spus 3 pătrate și ați scris 1. Ați pus 5 cercuri și ați scris 3. Ați pus 2 dreptunghiuri și ați scris 3. Ne-ați pus la încercare. Așa e. Răducu, ia spune-mi. Știi ce sunt astea? Când ești întrebat, trebuie să te ridici în picioare. Știi ce sunt? Da, semne de drumuri. Da, semne de drumuri. Fără ele, oamenii s-ar rătăci. N-ar ști să iasă din pădure. Copii, să știți că Răducu are dreptate, nu e nimic de râs. Asemenea semne se folosesc pentru recunoașterea potecilor la munte. Și acum să-mi spuneți, unde ați văzut 3 cercuri, unul roșu, unul galben și unul verde, așezate unul sub celălalt?
și la ce ajută ele? Răducu, tu unde le-ai văzut? Eu? Răducu, semaforul e foarte important. Îți arată cum să traversezi fără grijă. Nu știe ce e semaforul, ha, ha! Nici nu-mi pasă mie de el. Așa, copii, vreau să învățăm noi cum se mânuiesc păpușile astea. Uite, s-a suit un pom. Răducu! Răducu, dă-te jos! Poți să cobori singur sau ai nevoie de ajutor? N-am nevoie, gata! Am terminat! Răducu, puteai să cazi de acolo, să te lovești. Orice copil ascultător cere mai întâi voie. Dar eu știu să mă urc în copac. M-am urcat de multe ori. Chiar dacă e așa, trebuie să ceri întâi voie. Nu fiți supărată pe el, a pus puiul la loc în cui. Ei, mare ispravă! Ce fel de pui era? Uite, vrăbiuță! Răducu a făcut o faptă bună. Așa e, copii. Oamenii trebuie să ocrotească florile, copacii, animalele. Răducu a făcut o faptă bună. Asta nu înseamnă că n-a greșit atunci când, fără voie, s-a suit în copac. Răducu, tu de ce nu mănânci? Nu-mi e foame. Cine nu mănâncă tot, nu mănâncă nici clătite. Nu știe ce-i semaforul. Nu e nimic de râs, copii. Adu-ți aminte, Răducu. La trecere pieton, nu era acolo semaforul? Copii, să știți că Răducu are dreptate. Asemenea semne se folosesc pentru recunoașterea poticilor la munte. Nu dormi? Somnul nu vrea să vină. Niciodată. Răducu,
ți-a intrat ceva în ochi. Ce-i cu voi, copii? Lui Răducu nu e somn. L-am auzit când s-a dat jos și m-a sculat și eu ca să-i țin de urât. Ba nu, el a vrut să sară pe fereastră, iar Măriuța l-a oprit. Nu-i adevărat. Ba e adevărat. Șerban, iar încep să ne scocești? Să știi că ne supărăm. Hai, voi repede la pătucurile voastre, da? Trebuie să dormiți cum fac toți copiii cu minți. Repede. Să ieși și tu, dacă vrei. Ce s-a întâmplat? Răducu e în grupa noastră. Cum era să-l lăsăm singur? Am venit să-i dăm curaj. Iauzi, după câte mi-aduc aminte, niciunul dintre voi n-a avut nimic de suferit aici, la cabinetul medical. Da, dar Răducu de-abia a venit la grădiniță. El nu știe și poate că e frică. Și ați venit să-l ajutați. Foarte frumos din partea voastră. Acum Răducu poate să vină cu noi? Poate. Îl las să plece, dar cu o singură condiție. Să luați fiecare câte o linguriță de sirop. Din acela amar? Amar? Dar plin de vitamine? Îl luăm! O să-l luăm! Îl luăm! Îl luăm! Eh, ai văzut ce prieteni ai, Răducu? Bravo, copii! Acum puteți pleca cu toții. Dar repede, până nu mă răzgândesc și vă pun totuși să luați siropul. Ce facem cu coșulețele? E, să vedem dacă ghicești. Am ghicit, Măriuța. Frunze de dud. Crește și voi vârm de mătase, așa? Nu, 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 Șerban, te rog. Curățele bine, nu le pune așa în coș. Le-am curățat destul, după ce că sunt și nesuferiți. Nu, nu. Viermii de mătase nu sunt nesuferiți. Sunt harnici și folositori. Ei fac niște fire subțiri și frumoase, lucioase. Uite, din frunzele astea le fac, să știi. Cum le fac din frunze? E secretul lor. Dar mi-a spus bunica mea că atunci când frunzele sunt murdare, ei nu mai pot să facă fire drepte. Le fac cu noduri care nu se pățesc.
și viermișorii sunt așa de necăjiți că se îmbolnăvesc și mor de supărare. Tu vrei să se îmbolnăvească? Nu vreau. Atunci să ștergi bine fiecare frunză. E foarte greu? Nu, nu e greu. Vezi? Știi? Viermii de mătase sunt drăguți, dar cam fricoși. Se sperie grozav de zgomote. Trebuie să le dea cineva curaj să-i învețe. Cine? Noi! Noi? Da, noi! Crescătorii! Vine furtună! Vă rog frumos, dați-mi niște farfurioare și niște linguri. Vă rog, repede! Poftim! Ia-le! Mulțumesc! Maiuța, Coca, Georgica, Silvia, după mine! Trebuie să batem în castronașe. Întâi încet, încetișor, ca viermii de mătase să se obișnuiască cu zgomotul înainte să tune. Uite-l ce a făcut. Acum poate să tune și să fulgere. N-o să le mai fie frică. N-o să mai moară. Și eu știu obiceiul ăsta de la mama mea. Bravo, Răducule. Bravo, copii. Bravo. Bravo la toți. Jucării, ne-e drag să fim aproape de copii. Jucării,
jucării. Ne-am invit ca să aducem bucurii. Nu lăsăm singuri pe cei mici nici când. Unde este o jucărie, totdeauna o să fie un copil râzei. Jucării, jucării, ne e drag să fim aproape de copii. Jucării, jucării, ne-am invit ca să aducem bucurii. Ne-am invit ca să aducem bucurii. Ce frumos! Rămâi cu noi, Răducu, nu-i așa? Acum nu pot. Ești foarte drag, Răducu, te așteptăm.
să nu te lași niciodată învins, copile. Pentru omul vrednic, totdeauna există o cale ca să izbândească. Dar trebuie să o găsești singur. Totdeauna există o cale pentru omul vrednic. Bună dimineața, copii! Aici Radio Voinicel. Azi e o zi frumoasă și călduroasă. Pregătiți-vă pentru gimnastica de dimineață. Sunteți gata? Atunci, atenție! Începem! 1, 2... Uite, mașinuța mea mi-a luat-o. După masă avem repetiție cu broscuța oac. Nimeni nu poate fi mai minunat, copii, vă dau cuvântul eu, oac. Decât să fii sportiv, oac, oac. Nu știți, eu sunt oac, locuința mea pe loc. Șor, spân, fără trac, demonstrații de nopac. Sunt oac neîntrecut, orice spor mi-e cunoscut. Știu să-mi fac și sărituri, dar să batic cu figuri. Nimic nu poate fi mai minunat, copii, vă dau cuvântul eu, oac, oac. Decât să fii sportiv, oac, oac. Nimic nu poate fi mai minunat, copii, vă dau cuvântul eu, oac. Decât să fii sportiv, oac, oac. Sunt oac chiar din zor, fac răsucii și aplecări. Și din nicio zi gimnastica nu-mi va lipsi. Vedeți, sunt bun jos, mulți îmi spun oac cel frumos. Dar de nu aș înota ca gând aș arăta. Cândva mă roșeam, din orice mă fusticeam. Însă ia natația, mi-a redat încrederea. Vă aștept, hai veniți, cu apa să vă prieteniți. Dar în lac veți intra, numai când voi constata. Că știți stăpânii, în lotul perfect copii. Și cu drag atunci eu ac, vă las vouă întregul lac. Iar vreți să-l strici cuibul? Dă mingea! Nu-ți
eu l-am spart. Da, da, eu l-am spart. Nu-i nimic. Spun că eu l-am spart. Ce s-a întâmplat, copii? V-ați lovit? Nu. Ionel, ce s-a întâmplat? Te jucai cu mingea și? Da, da, mingea a sărit odată în sus și? Și s-a dus în geam. Da? Și s-a spart geam. Mingea a spart geam. Ea singur. Nu. Atunci mingea și cu cine? Mingea și cu mine. A, da. Ionel, de ce plânge? Plânge de... De mila ta. Da. Hai, merge să vă spălați. Hai, fugă. Ce faci, plângi? Nu plâng, sunt supărat rău. Ei, lasă că aranjăm noi tot. Să vă spun ceva. Trebuie să-l întrebăm pe Nea Vasile cât costă un geam. Du-te tu. Ce-i cu tine, fetițo? Un geam costă mult. De ce? Vrei să spari și tu unul? Nu, nu. Dar câți bani trebuie? Nu așa mulți, dar ceva tot trebuie, că costă, paguba-i pagubă și se plătește. Vă ascult. N-a spart răducul geamul. Nu? Dar cine l-a spart? Eu, adică noi. Noi toți am mers. Voi toți, da? Da, noi. Și tu, extraordinar. Va să zic că voi toți, deși eram în curte, ați spart geamul, toți deodată. Și eu nici l-am observat. Și tu cum l-ai spart, Silvia, că doar te țineam de mână în clipa aia? Eu l-am spart doar puțin. Puțin? Și de ce ați venit la mine? Ca să aducem banii pentru geam. Eu n-am pus culiță, am adus decât o ciocolată, e întreagă. N-am gustat decât o pătrățică. Dacă nu ajunge, e nouă. Cine v-a spus vouă să aduceți bani pentru geam? I-a spus lui Ionel, Nenea Vasile. A, zicea, măi, care sparge un geam, eu-l găsesc oriunde și rup urechile, nu-l iert până nu pune banii jos. Ionel a spart geamul din greșeală. Răducul a vrut să-l ajute. Și atunci a spus că voi toți sunteți vinovați și ați pus banii pe masă. Sunteți supărată pe noi? Pentru că ați spus adevărul, sunt mai puțin supărată. Și acum, după ce am aflat ce s-a întâmplat, să știți că nu e nevoie de pușculițe. Puteți să le luați înapoi. Și ciocolata? Și ciocolata. Vă mulțumim. Și muzicuța. Tot.
acolo. Nu mă mai pot da jos. Stai așa că te ajut eu. Na, Vasile, nu dați și mie frânghia asta. Păi la ce-ți trebuie? Așa, un pic, să ne jucăm cu ea. Hai, ia. Să ai grijă de ea. Da. Prinde frânghia. Și ce fac cu ea? Agaț-o de o creangă. Așa. Ei, acum coboară încet pe frânghie. Nu știu cum. Mi-e frică. Hai, curaj, nu-ți fie teamă. Răsucește frânghia după picior și lasă-te puțin câte puțin. Mi-e frică. Hai, coțin, te ajut. Așa, așa, vezi? Hai! Hai! Ai văzut că merge? Stai așa. Hei, vezi că am reușit? Am vrut să arăt că pot să urc și eu, că nu e greu. Ba, e greu? Pe mine m-a învățat bunicul meu. Vrei să fim prieteni? Eu vreau de mult. Am fost rău cu tine. Lasă, am uitat. Dar să nu te mai legi de cuib, promit? Promit. Cuburile. Au dispărut cuburile. Nu mai sunt. N-au dispărut, Răducu. Noi le-am luat în timp ce dormeai. Le-am dus la locul lor. Cuburile sunt ale tuturor copiilor. Ai înțeles, Răducu? Da, dar ele au o taină. Ce fel de taină? Nu poți să mi-o spui și mie? Ele era... în ele se ascundea o taină. Cântec fără asemănare, mamă, ție vreau să-ți cânt. Să aibă este și soare, ploce unuiesc în vânt. Cântec plin de veselie și albastru nesfârșit. A fost mult mai bine. Mulțumesc, copii. Dar eu nu știu prea bine cântecul. Nu știe, el e nou, de-abia a venit. Nu-i nimic. O să-l învețe. Vreau să-l învăț cât mai repede. Gata, copii, mergem în grădină. Hai, repede. Și voi. Hai, și voi. Hai, hai. Hai, lasă asta aici. Dar tu ce faci acolo, Răducu? Nu găsesc un loc bun. Loc bun pentru ce? Pentru jocul de cuburi. Iar cuburile? Da, iar. Știți, azi vine mama să mă ia. Știu. Jocul o să
rămână singur. Eu n-am să fiu aici ca să am grijă de el. Mi-e frică să nu se rătăcească. Vă rog, vă rog să-l ascundeți dumneavoastră în dulap. Să-l ascundeți bine. Bine, bine. Dar să știi că aici nu se rătăcește nicio jucărie. Nu, vă rog, vă rog mult. Dar pentru ce să-l ascunzi? În cuburi se află taina. Dar ce taina au cuburile? Ai promis că îmi spui. Vă spun, dar nu pot încă. Vă rog. Bine, Răduc, uite, îți promit că am să pun cuburile în dulapul meu. Și de dragul tău am să încui dulapul cu cheie. Mulțumesc foarte mult. Cu ce să te ajut, mămico? Cu nimic, băiatul mami. Totul e gata. Până și calendarul e la zi. Ia spune, Ancuța a adormit? A adormit. Tocmai când au ajuns piticii la albă ca zăpada. Ce zici tu de surioara ta? E tot ca o păpușă, mămico. Și cred că-i sunt simpatic. Râde când mă vede. O iubesc. Bravo. Pui-și la tăticu. Unde-l ascundem? E un cadou frumos? Da, foarte frumos. Ascunde-l tu. Gata și tortul. Bine. Atenție, fiți gata. La mulți ani. Mulțumesc. Mamico, vino repede. La mulți ani, mamico. Și mai am un dar pentru tine, un cântec. Dragul mami. Cântec fără asemănare, mamă, ție vreau să-ți cânt. Să aibă-n el stele și soare, flori ce unduiesc în vânt. Cântec plin de veselie și albastru nesfârșit, ca prin el să-ți dau un pic din ce-am primit. Mama, poate prin cuvinte? Eu nu știu să-ți mulțumesc, dar învăț și sunt cu minte și-ți spun astfel te iubesc. Însă pentru tot ce-mi dărui nu-mi par vorbele de-ajuns. Lasă cântecul să fie drag răspuns. Cerul ochilor tăi, mamă, cu nimic nu-l voi umbri. Îți promit să vin spre tine cu împliniri și bucurii. Ziua sărbătoarea mamei eu n-o voi mai aștepta. Și din orice zi voi face, și din orice zi voi face. Și vouă vă mulțumesc, copii. Ziua ta, mămică. Cursul de dansuri, unde grupa mare A se va prezenta cu călușul românesc. Noi, toți copiii grădiniței, le dorim mult succes! Am cioplit aproape toate semnele și o să am la căluș o bâtă cum se cuvine, cu semnele de rodnicie și viață lungă. Dar de unde știi tu toate astea, Răducu? De la bunicul meu și bunicul de la bunicului. Și eu am văzut semnele acestea în cărți și pe poarta de la casa bunicului sunt. Sunt frumoase locurile pe acolo, pe la bunicii tăi? Foarte frumoase și de toate, de pădurea de copaci, de animale, de flori, de tot are grijă bunicul. El e pădurar? Are multă treabă la păduri. Și nu-l ajută nimeni? Ba da, îl ajută și balaur, și vifor, și eu, și câteodată și copiii din sat. E și un balaur acolo?
Este. Adică, așa, dacă te uiți la el, vezi un câine mare, dar blând. Dar când trebuie să te apere, atunci pe loc se preface într-un balaur mare și fioros, cu colții de fier care scoate fulgere pe ochi și nimic nu-i poate sta în cale. Îl cheamă balaur, dar noi îi zicem laur, ca să nu știe lumea ce-i el cu adevărat. Și vifor cine e? Vifor e calul. El poate să și zboare dacă vrea. Are o coamă de mătase și apare câteodată și în vis. Și laur la fel. Prietenii mei au sosit într-o noapte și aici la grădiniță, că le era dor de mine, și m-au dus cu ei la pădure. Și cum te-au adus înapoi? Într-o clipă, în zbor. I-am rugat să-mi spună și mie secretul, ca să pot să ajung la ei. Și? Au tăcut. N-au vrut să-mi spună. Dar atunci mi-am adus aminte cuvintele bunicului. Pentru omul vrednic, totdeauna există o cale ca să-i zbândească. Dar trebuie să o găsească singur. Și ai găsit-o? Cred că am găsit-o. Dar nu vrea să se deschidă pentru mine și nu știu de ce. Și care e calea pe care ai găsit-o, Răducu? Jocul de cuburi. Dar de ce crezi că jocul de cuburi e calea? Fiindcă ascunde în el taina, pădurea, casa bunicilor, căprioara sprinteioara, veverița puf, bradul înalt până la stele. Vrei să afli atât de mult taina, fiindcă nu-ți place aici la grădiniță? Nu, îmi place foarte mult la grădiniță. Dar câteodată trebuie să mă duc și la pădurea cea mare. Poate e nevoie de mine, de noi toți. Pădurea e darnică, ne ocrotește, dar câteodată cere și ajutor. Odată, furtuna a doborât chiar copacul în care își făcuse culcuș o veveriță. Ia uite cum se învârtește în jurul nostru. Să știi că i-au rămas proviziile în scorbugă. Să le scoatem de acolo, bunicule. Ia, să le scoatem. Uite, vezi? Nuci și alune. Astea sunt proviziile ei. Iată de ea. Acuși o să vină iarna. Laur ne dă semne că ar mai fi ceva pe aici. Stai, mă, ce te-ai speriat așa. Ia de uite. Vezi? Cu mătrul arici. Uite. Așa. Stai, mă, stai. Dar ce-i pățit? Ia te uite la el. Are o lăbuță rănită. Ce mititelie, bunicule. Nu-i așa, Răducule? Cum îl ajutăm? Că întotdeauna. Îl luăm acasă și îl doctoricem. Dar nu rog de laur că ne-a anunțat. Ia să-l punem noi așa cu grijă în trăistuța ta. Pe sprinteioara a găsit-o bunicul într-o iarnă, aproape înghețată. A adus-o acasă și a crescut-o bunica cu biberonul. Când s-a făcut mare, i-au dat drumul în pădure. Dar sprinteioara a ținut minte și a venit să ne arate puiul. Animalele nu uită. Ce frumos e puiul tău! Sprinteioara! Răducu! 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 Răducule, vino repede! Ce e, bunicule? Ce s-a întâmplat? Băiete, stai lângă mine, arde undeva. O să ne ajute Laura. Bunicul scrisese în bilet că e foc în pădure. Să bată bunica alarmă, clopotul. Hai, Laur, fugi acasă, acasă, repede.
pădure și l-au ajutat pe bunicul să stingă focul. Tare, Duc, ai povestit foarte frumos. Și ne-ai luat cu tine peste tot. L-am văzut și pe Laur. Și pe Veveriță. Și pe Arici. Asta înseamnă că s-a întâmplat. Va să zic că e adevărat. Jocul de cuburi era taina. Nu, Răducu, jocul de cuburi e un simplu joc. Atunci cine ne-a dus la pădure? Cine? Pe noi ne-a purtat spre pădure și spre vietățile pe care le îndrăgești. Gândul tău. Răducu, copii, numai gândul omenesc este calea pe care putem ajunge oriunde dorim. Să știi că despre puterea gândului omenesc ți-a vorbit bunicul tău. Și tu să joci călușul, doar știi. Știu, m-a învățat bunicul meu. Doar ai și bâtă? Am, singur mi-am făcut-o. Atunci de ce nu încerci să joci odată cu ei? Ha? Mai știu și alte figuri, da. Să vi le arăt. Hai, să vi le arăt. Copii, vă felicit pentru premiul pe care l-ați primit la concurs. Călușul nostru a fost minunat. O scrisoare și un coș cu mere pentru grupa mare A. Dragi copii, sau cop merele, sunt tocmai bune să vă însoțească pe drum când porniți în excursie. Am aflat cu bucurie că veți ajunge și pe la noi. O să vă întâmpinăm cu drag. Pădurea s-a făcut și mai frumoasă auzind că trec pe aici s-o vadă mici orășeni. Laur și Vifor, Veverița Puf, Căprioara Sprinteioara, Ariciul și toate animalele pădurii de-abia așteaptă să vă cunoască. Veniți, vă așteptăm cu drag, copii, să bateți un căluș și la noi acasă. Semnat, bunicul și bunica lui Răducu.
Bunicule! 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 Bunico! Igor! Laur! Copii! Traducul! Veniți! Veniți și voi! Vifor, ai văzut că m-am întors? Ți-am spus eu că în vacanță mă întorc. Copii, el e Vifor. Ei sunt prietenii mei. Au venit să vă cunoască. Le-am spus de voi. Laur, ce faci, măi, băiatule? V-a fost dor de mine? V-a fost dor? Vedeți? Aceștia sunt puii de brăduți. Sunt foarte gingași. Trebuie ocrotiți și îngrijiți în fiecare zi. Din ei se va ridica pădurea cea nouă. Pe aceștia eu i-am plantat și i-am udat cu bunicul. Și or să crească mari și frumoși. Sprinte, ia, hai, vin. Nu pleca, Sprinte, ăla sunt prietenii mei. Niciodată învins, copile. Pentru omul vrednic, totdeauna există o cale ca să izbândească. Dar trebuie să o găsești singur. Totdeauna există o cale pentru omul vrednic. We'll be right back.